Bun găsit, domnilor și domnilor, la ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ne aflăm în orașul Rovinari. Realizăm astăzi un interviu cu domnul viceprimar Laurențiu Chivu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Mai sunt puține zile, domnule viceprimar, până începe un nou an școlar și vrem să aflăm de la dumneavoastră cât de pregătite sunt unitățile de învățământ. Da, cu siguranță pentru 15 septembrie suntem pregătiți cu începerea anului școlar. Tocmai domnul primar a dat o dispoziție în care fac parte dintr-o comisie în care verificăm lucrările de la școlile din orașul Robinet, de la școala numărul 1, școala numărul 3, de la Colegiul Ghiuță Tătărescu și, bineînțeles, și de la grădinițele din orașul Rovinari. Pot să vă spun că pe timpul vacanței s-au făcut mai multe lucrări la școlile din orașul Rovinari. Am să vă dau exemplu, la Colegiul Ghiuță Tătărescu am îmbunătățit parchetul din 9 clase, am montat încă 6 camere de supraveghere, am avut 9 și acum am pus încă 6, astfel încât să putem atinge fiecare palier de pe etaj, să putem atinge intrările în școală și, bineînțeles, în jurul școlii, astfel încât elevii și părinții, până la urmă, și cadrele didactice să poată să aibă o monitorizare asupra elevilor. Se poate vedea exact ce se întâmplă în pauze, pe holuri, în laboratorul de informatică. Doamne ferește, dacă dispare vreun lucru, se poate găsi după aceea. Deci tot ce înseamnă monitorizare, tot ce înseamnă o siguranță, până la urmă, a elevilor, avem și firma de pază care este la intrarea în incinta liceului și la școala generală numărul 1 și la școala numărul 3, astfel încât să putem avea o situație clară dacă în cazul în care vor fi, așa cum spuneam, astea probleme, să putem viziona pe cameră. 3 luni de zile am înțeles că vor rămâne stocate, după care se vor arhiva. Bineînțeles că am continuat cu lucrările la igienizarea grupurilor sanitare, am încercat să intervenim la sala de sport de la liceu și de la școala generală numărul 1 pentru igienizare și, bineînțeles, la școala generală numărul 1, la clasele 1-8, am finalizat cu tot ce înseamnă mobilierul școlar pentru copii și avem convingerea și speranța și promisiunea că în 2015 vom finaliza și la școala numărul 3 cu baza sportivă, ce înseamnă un covor sintetic pentru fotbal, atunci când copiii fac sport și sunt în recreație sau așa, să nu se împiedice, să nu se lovească pe ciment. Nu avem posibilitatea în zona respectivă să creăm o sală de sport, dar cu siguranță cele 3 săli de sport pot să asigure în primă fază, pe timpul iernii sau când plouă, și pentru școala 3 să facă sport în sala de sport. Bineînțeles că la toate celelalte baze sportive, școala 1 și la sportive, să intervenim acolo a fost nevoie la un fileu de tenis de câmp sau de volei, astfel încât pe 15 septembrie să putem fi pregătiți cu începerea anului școlar. Acum, pe ultima 100 de metri, după ce se va trece cu vremea rea de afară, să putem interveni să tăiem iarba și să asigurăm atât la grădinițe cât și la școli o verificare a centralelor de încălzire, astfel încât dacă vor fi probleme să ne putem interveni atunci când este vremea bună. Când este vremea rea, să putem porni centralele și căldura în școlile din orașul Rovinari. Vor primi copiii cu o situație financiară mai precară, rechizite școlare, ce a hotărât Consiliul Local Auto? Da, se face acum un studiu. Cei din cadrul primăriei, Serviciul Public de Asistență Socială, încearcă să facă o centralizare a situațiilor din școli cu cadre didactice. Sunt și ședințe acum în Consiliul de Administrație în care se urmărește acest aspect pentru a asigura rechizite școlare copiilor. Am înțeles. Un microbus pentru transportul elevilor aveți? Există posibilitatea să mai primiți? Da, avem un singur microbus, într-adevăr, el face 3 curse pe zi de dimineață, merge până la Vârțu Nou, sunt copiii de la grădiniță, copiii de la școala numărul 1 și la școala 3, astfel încât pe timpul anului școlar mai avem și Colegiul Ghiuță Tătărescu care trebuie să facă practică la Complexul Energetic Oltenia, adică la termocentrala de la Rovinari, astfel încât sunt foarte multe curse care se fac pe zi. Ar trebui să începem cu ora 7 cu primii elevi care vin și stau destul de mult ca să ajungă până la ora 8 cele 3 curse. Bineînțeles, avem și cereri din partea copiilor care învață la școli din orașul Rovinari, dar în schimb locuiesc la Șomanești. Neavând microbuz, neavând
ne fiind pe raza orașului Rovinari, am solicitat un microbuz pentru a putea împărți pe două microbuze cele patru curse practic care se vor face. Așadar, de la domnul inspector școlar, de la domnul Ișfan, în primă fază am înțeles că sunt foarte multe cereri pentru comune și pentru satele care sunt mai îndepărtate, iar dacă vor mai rămâne fonduri, sperăm să rămână și pentru orașe, că și orașele, chiar dacă sunt orașe și blocurile sunt una lângă alta, avem și cartiere cum este cartierul Vârțul Nou, Vârțul Vechi, în care învață mai mulți copii în școli din orașul Rovinari. Ați mai venit, domnule viceprimar, cu ceva în sprijinul elevilor cu bune rezultate la învățătură. Mă refer la gestul acela de a-i trimite într-o tabără la mare. Nu ar fi primul gest făcut de primăria orașului Rovinari de către autoritățile locale. Știu că le-ați mai dat premii, cadouri, sume de bani în anii trecuți. Așa este, am încercat pe cât posibil să motivăm elevii, să îi încurajăm, să îi stimulăm, până la urmă să le recunoaștem meritele lor, pentru că, vedeți, noastră învățământul ați observat din ce în ce parcă a scăzut foarte mult și procentul la BAC. Trebuia să găsim o soluție împreună cu cadrele didactice, fac parte și din Consiliul de Administrație de la Colegiul Gheorghe de Tărâscu, împreună cu domnii directori de la școala 1, de la școala 3, am încercat să mergem în fiecare an la clasele de la 6, a 7, a 8, astfel încât să putem să îi întrebăm, să întrebăm și părinții care vin în audiență și ne întâlnim pe stradă în orice zi și ne spun că și-ar dori să facă un anumit profil sau o anumită materie la liceul din Rovinari, astfel încât noi să putem să implementăm cei 2-3 ani de zile acel profil, astfel încât copiii să nu mai meargă să facă naveta la Târgu Jiu sau să plătească o gazdă la Craiova sau la Târgu Jiu sau la un cămin. Încercăm pe cât posibil să motivăm și să încurajăm, astfel încât să existe o concurență între copii în clasă. S-a produs, așa cum a spus dumneavoastră, un precedent. Anul acesta 100 de copii au fost în tabără la mare, primul elev din clasă cel mai bun, astfel încât din toate școlile am ales 100 de copii cei mai buni, în care un cadru didactic a trebuit să asigure 10 copii să-i urmărească și să le asigure protecția. Eu sunt convins că pentru anul 2014-2015 vor învăța, dacă nu la fel de bine, măcar să poată să obțină încă o bursă sau încă o plecare la mare. Unii dintre ei poate că n-au avut posibilitatea să vadă marea până la vârsta lor, astfel încât părinții au fost foarte încântați și în mod special ei au fost foarte încântați că au putut să vadă un răsărit de soare, au putut să vadă o tabără la mare, să facă activități, să socializeze. Aici a trebuit să-i felicităm până la urmă că este și meritul profesorilor cadrelor didactice într-o oarecare măsură, pentru că au muncit foarte mult pentru copii să-i ducă la, să-i învețe, să obțină rezultate bune la olimpiadă, la concursuri, activități și așa mai departe, astfel încât au și ei o mândrie a lor că au putut să învețe copiii. Și bineînțeles, cel mai mult sunt părinții care fac eforturi deosebite pentru copii să-i mențină la școală, să le cumpere ghiodane, rechizite și așa mai departe, uniformă acolo unde este cazul. Sperăm ca în 2014-2015 să fie o luptă mult mai acerbă și să putem revigora împreună cu Consiliul Local, cu domnul primar, cu școlile din orașul, cu domnii directori, cu domnii profesori, să găsim modalități de a stimula învățatul, de a îi încuraja, de a-i răsplăti până la urmă. Nu vă ascund că m-ar interesa și dacă ar putea să implementăm încă un proiect, așa cum am văzut în Turcia, să putem avea un învățământ alternativ, adică să putem achiziționa tablete pentru toți copiii din orașul Rovinari, astfel încât atunci când se predă la școală, împreună cu cadre didactice, chiar și o tablă electronică, să poată să vină cu exemple de pe internet. Odată cam ține pasul cu tehnologia, odată că am putea capta atenția copilului cu un exemplu de pe internet care are mult mai mult mai multă putere de a explica până la urmă și cred că nu ar fi absolut nimic rău, nu am încurajat lenea, să zicem așa, ca să nu mai citească, ci din contră, să poată să îi stimuleze pe copii, să poată să învețe, să poată să le atragă atenția asupra
lecții respective. Da, trebuie găsit o soluție, domnule viceprimar. Așa cum spuneți dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Foarte mulți copii abandonează școala în ultima perioadă din diferite motive. În ceea ce privește sistemul sanitar, știu că ați avut foarte multe investiții, s-au accesat și multe fonduri în ceea ce privește spitalul din orașul Rovinari. Ce se întâmplă însă cu ambulatorul de specialitate? Care este situația în acest moment? Da, din 1989, de când a fost construit spitalul din orașul Rovinari și implicit ambulatorul, pentru că este legat, sunt legate între ele, pot să vă spun că au fost făcute reparații izolate, să zicem așa. Ei, acum este vorba despre o reparație capitală. Vom începe, s-a semnat contractul, bineînțeles, vom începe lucrările. Astăzi s-a predat amplasamentul, s-au adus utilajele. O parte dintre oamenii care sunt specialiști, care au venit la fața locului, dirigintele de șantier care urmărește pe perioada celor aceste lucrări, eu sunt convins că până la începerea sezonului rece vor interveni în primă fază cu șarpanta clădirii pentru a nu se infiltra apa. Vom continua cu anveloparea blocului și bineînțeles cu construcția unui lift, astfel încât pe perioada rece să putem interveni pe interioare, ce înseamnă gresie, faianță, termopan, iar în ultima fază, faza finală a lucrării, să putem dota toate încăperile cu aparatură de specialitate, astfel încât 1 milion de euro de la Uniunea Europeană să ne putem achiziționa tot ceea ce trebuie, iar contribuția primăriei, cofinanțarea primăriei este de 2%. Am văzut că au venit și medici specialiști din străinătate. Da, aici este un merit al domnului primar, a avut o cunoștință de la Cluj, care a avut și dânsa la rândul ei alte telefoane și alte cunoștințe din America. Există o fundație, 11 medici care au venit în orașul Rovinari. Acești medici practic au venit în Rovinari să opereze gratuit 60 de persoane care s-au programat. E clar că a fost o perioadă destul de scurtă, ei s-au organizat și și-au dorit să creeze acest ONG, în primul și în primul rând pentru persoanele care nu au un loc de muncă și care nu au asigurare la medicină ca să poată să-și permită să plătească spitalizarea, astfel încât ei au făcut aceste operații gratuite. Eu cred că oamenii care au fost operați și cu siguranță avem promisiuni că vor mai veni în orașul Rovinari, pentru că au văzut că suntem foarte ospitalier, domnul primar a creat toate posibilitățile. Le mulțumim pentru că o parte din medicamente au venit și din America și cu o parte din aparatură. Și bineînțeles că au donat spitalul din orașul Rovinari. Chiar am întrebat, că e clar, au văzut foarte multe spitale la decursul timpului și cred că și în America și în Rovinari un spital este mult mai dotat în afară decât la noi. Ei, noi fiind un oraș tânăr, un oraș construit acum nou, cu o vârstă medie de 38-39 de ani, sunt 12.000 de locuitori. E clar că am făcut destul de multe astfel încât să ne putem permite să chemăm niște oameni din America să poată să opereze cu dotările care le avem noi acum. Cu siguranță vom continua lucrările de îmbunătățire. Am încercat pe cât posibil să anvelopăm și să reducem cheltuielile cu încălzirea. Am creat acele panouri, 42 de panouri fotovoltaice, astfel încât să nu se mai cheltuiască banii cu apa, încălzirea apei menajere pentru căldură și pentru spălare. Toți banii ăștia care au fost economisiți, practic s-au băgat tot în spital, ce înseamnă acel linoleu antibacterian. S-a modernizat la chirurgie cu aparatură de specialitate, astfel încât să fim și noi mândri când vor veni americani să poată să opereze în condiții optime, să nu fie niciun fel de problemă. Și așa mai departe, toate secțiile au fost modernizate într-un mod mai mult sau mai puțin. Cu siguranță vom mai continua, pentru că e clar, trebuie să aducem medici și mai buni, trebuie să menținem în primul rând spitalul, pentru că știți foarte bine că era la un pas să se închidă. Da. Foarte multe intervenții și foarte multe lobby făcute pe acest aspect pentru a nu se închide spitalul din orașul Rovinari. Suntem bucuroși că 11 medici au putut să opereze în orașul Rovinari și oamenii n-au mai fost nevoiți în primul rând să meargă la Cluj, la Târgu Mureș, la București sau în altă țară ca să se opereze și mai mult decât atât n-au cheltuit niciun ban. Da. Bun, în ceea ce privește dotările, cum arată spitalul din Rovinari? Se poate compara cu altele de la nivel național. Am auzit și pacienții, dar și medici care lucrează în cadrul spitalului, gen spital din Târgu Mureș, din Cluj, deci înseamnă că stați foarte bine la acest capitol, dotări și cum arată. Dar
Din câte am înțeles, sunt ceva probleme la medicii specialiști. V-ar mai lipsi anumiți specialiști, nu că nu aveți, dar ar mai trebui unii. Noi le-am asigurat și locuință, cei care au venit. Am încercat pe cât posibil să discutăm cu unele spitale care erau închise la ora actuală să putem prelua medicii. Ce să vă spun, aici într-adevăr am avut câteva mici probleme cu gărzile, medicii știu mai bine situația medicală, știu foarte bine, unii au plecat datorită problemelor pe care le-au avut, alții au trebuit să plece pentru că soția sau altcineva din familie trebuie să facă o altă școală în altă parte. În fine, una peste alta, eu zic că am asigurat gărzile, am asigurat cazurile urgente. Noi suntem un oraș micuț cu 12.000 de locuitori, dar spitalul din Rovinari, pot să vă spun că acoperă mult mai multe persoane limitrofe, adică cum este Fărcășești, Fârcășești, Negomir. Bălteni, într-adevăr, Negomir, și să ne uităm unde este un grad ridicat de accidente la carierele din zona orașului Rovinari, la termocentrala din orașul Rovinari, deci până la Târgu Jiu sau până în altă parte, este mult mai departe. Deci punctul de prim ajutor este la Rovinari. Ar fi fost păcat să se închidă spitalul pentru că vă dați seama câți oameni ar fi trebuit să meargă, mai ales pe drumurile noastre, acum cum se lucrează cu atâția semafoare. Deci este Da, foarte probabil a fost greu. o greșeală la vremea respectivă, pentru că multe spitale nu trebuiau închise. Aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu intrarea în oraș pe patru benzi. Deja avem foarte multe probleme cu drumul care ne aduce spre orașul Rovinari. Mergem din groapă în groapă, nervii întinși la maxim, stăm la o grămadă de semafoare. E bine că se lucrează. Mai greu e, mai negreu, dar bine că se lucrează. Asta înseamnă că noi am depins într-un fel sau altul de lucrările de la drumul european 79. Acum am ajuns în zona de la intrare din orașul Rovinari. Astăzi, cu siguranță, vom semna contractul. În maxim 5 zile, dacă nu 6 zile, vom începe lucrările pentru că trebuia să ne legăm de intrare de DN66. Această lucrare este una la care, zic eu, merita ca orașul Rovinari, după toate îmbunătățirile care au fost făcute, să avem și o intrare modernă, adică așa cum spuneam, asta pe patru benzi, cu iluminat pe ambele sensuri, cu spațiul verde cu scoar, trotuare pe ambele sensuri și, bineînțeles, un sens giratoriu care se va construi pentru a dirija mașinile de tonaj greu pe centura orașului din partea nord-estică a orașului. Cu siguranță, tot în zona care vom crea acum această intrare și podul care se traversează râul Prundurel, se va mai lăți pentru a intra cele patru benzi și cu siguranță în partea dreaptă, așa cum este aprobat, se va construi un supermarket astfel încât să putem lega intrarea în supermarket. În ce stadiu este proiectul acesta acum? Da, astăzi semnăm contractul. Eu zic că în maxim 5 zile să putem preda amplasamentul, să poată să înceapă firma lucrările. La cât se ridică valoarea? Este o lucrare din bugetul local de 1.400.000 de lei. Cred că în maxim 7 luni de zile, așa cum scrie contractul, sperăm că și vremea de afară să poată să permită lucrările, să putem finaliza acest proiect. Aș vrea să vă mai întreb, domnule viceprimar, care mai este situația cu Casa de Cultură din orașul Rovinari? Știu că la un moment dat vroiați să intrați în posesia ei, s-o reabilitați pentru că arată într-o stare Da. jalnică. Într-adevăr, se lucrează la acest proiect în instanță. Noi, cu juriștii de la primărie, avem mai multe, cum să le spun eu, mai multe sesizări, se aduc documente, dovezi că, într-adevăr, pământul, cadastrul este al primăriei orașului Rovinari, că această casă de cultură normal și de drept trebuie să fie a orașului Rovinari, ca cetățenii, copiii din orașul Rovinari să se poată bucura de ea. Sindicatele, într-adevăr, au dânsi și susțin că au și dânsi documente că ar putea să gestioneze Casa de Cultură. E clar că nu se face nimic nici din partea dânșilor pentru că nu sunt fonduri și arată într-un stadiu foarte degradant și automat nu se poate ține niciun spectacol, nu se poate bucura nimeni de această Casa de Cultură. Dacă deja s-a creat un precedent la Motra, am înțeles că administrația publică locală a intrat în posesia Casei de Cultură și instanța a dat o soluție favorabilă administrației. Sperăm ca și la Rovinea să se mențină acest
această soluție și acest precedent, astfel încât să putem veni cu o diversificare a casei de cultură, chiar și cu un cinematograf, cu toate că acum sunt foarte multe filme de cablu cu foarte multe canale de film, dar eu zic că este foarte bine că atunci când ținem un spectacol să nu stea oamenii în frig sau să nu stea oamenii, eu știu, în aceleași condiții din 1989, să putem îmbătăți, bineînțeles, pe fonduri europene, un proiect foarte mare, în primul rând să intervenim la acoperiș, la șarpanta clădirii, am automat înveloparea ei, pentru că din 1989, de când s-a făcut, din 1981, de când s-a înființat orașul Rovinari, au rămas printre puținele lucruri care arată nu zona, a fost reabilitată niciodată, nu? Zona dinainte de 89, exact. Magazinul Jiu, care era înainte, este un privat, am înțeles că din Italia, nu se poate să putem să intervenim și, bineînțeles, acel schelete de bloc care a rămas nefinalizat. Eu a fost mai multe rămase după 1989, dar de când a venit domnul primar Filip din 2004, trei dintre ele au fost finalizate. Sperăm ca și acesta să putem găsi finanțare, deși criza este și la București și la guvern, și ne-am bucurat că avem toate avizele ca Ministerul Dezvoltării să poată să finalizeze, cum l-am finalizat și blocul P18 și P20 și blocul P8, să putem finaliza și acest schelete, pentru că arată foarte urât și sunt foarte multe cereri din partea oamenilor care ne solicită o locuință. Sunt 760 de cereri care sunt în așteptare. Sperăm să putem finaliza. Noi am încercat pe cât posibil din bugetul local să creăm acele blocuri pe bulevard. Se pare că unul dintre ele am putut să-l finalizăm. După cum ați observat, complexul energetic Coltenia s-a diminuat și la noi la primărie cu 30% din impozitul pe venit al salariaților. Automat s-au mișorat, au fost și în fără plată și investițiile pe care le-am propus pe anul 2014, una dintre ele ar fi, de exemplu, după ce finalizăm cu intrarea pe 4 benzi, să putem finaliza și parcarea de lângă intrarea în oraș, astfel încât oamenii care stau în blocul S6, R1, R2 să poată să aibă un loc de parcare acoperit, astfel încât prundurelul să fie casetat, să nu mai fie nevoie ca în fiecare an să investim bani să curățăm albia râului și, bineînțeles, pe timpul verii să poată oamenii să meargă la ștandul din orașul Rovinari, să poată să parcheze mașina, nu pe stradă sau pe spații revers. Parcarea din zona ștandului este una destul de mică și în weekend, sâmbătă și duminica, nu poate să acopere toate locurile de parcare. Am înțeles, sunteți membru PPDD Gorj. Da. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră treaba aceasta cu traseismul politic, migrația primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali de la un partid la altul. De exemplu, pe dumneavoastră vă tentează să... Din punctul meu de vedere este un lucru neserios, pentru că n-aș fi eu neserios, pentru că n-aș avea demnitate să-mi duc mandatul până la capăt. Aș fi neserios de față de oamenii care m-au votat, pentru că m-au ales pe o anumită listă, așa puteam să candidez independent. Da? Și rămâneam acolo. Nu cred că este corect să plecăm într-un moment de criză, într-un moment în care mai mult sau mai puțin lucrurile merg bine. A trebuit să ne ducem până la capăt mandatul și după aceea să avem o altă opțiune dacă nu am fost mulțumiți. De exemplu, am fost din 2004 până în 2012 la un alt partid. Faptul că ni s-au promis niște lucruri pe care nu s-au realizat, iar eu la rândul meu și cu domnul primar și împreună cu Consiliul Local am promis că vom atinge acele obiective, nu le-am atins, înseamnă că partidul a fost neserios față de noi și a fost nevoie să plecăm de la acel partid. Trebuie pentru care eu am ales un drum, domnul primar a ales alt drum, fiecare acum stă pe drumul nostru, dar nici de cum nu voi pleca de la partid atunci când nu va mai fi sau voi candida independent sau la alt partid, dar nu în timpul mandatului. Asta este cea mai mare dezamăgire a viceprimarilor, a primarilor. Faptul că promit în campanie electorală anumite lucruri și din lipsă de bani, din cauza partidului, să zic așa, nu le duc la bun sfârșit și automat oamenii taxează. Da, credeți dumneavoastră acum dacă m-aș muta la alt partid, mi-ar promite că mi-ar da fonduri pentru orașul Rovinari? Păi am înțeles că asta se promite, bun. Nu știu. Ar promite că mi-ar da bani să fac nu știu ce investiție în parcul central sau pe bulevard sau în oraș. Oamenii poate că ar aprecia că s-ar face ceva pentru oraș, dar dacă aș fi sigur că s-a întâmplat acest lucru, păi dacă acum, la ora actuală, nu sunt bani și nu primesc nici primarii de la partidele care sunt la guvernare nu primesc bani, dar aminte pentru cei care vin acum dintr-o barcă într-alta. Deci, păi sunt primari care fac parte din PSD și care au conturile blocate, sunt executați de anumite firme și de Iluminat și de Polaris, de exemplu. Da. Deci sunt probleme, ce să mai...
Mă rog, fiecare este Deci liber credeți să că cei care facă. fac pasul acesta sunt neserioși? Este un lucru incorrect. Am Incorrect înțeles. față de cetățenii care au votat. Deci, până la urmă, dacă ați fost votat pe listele PPDD, ca Corect. și membru PPDD, mergeți mai departe, sunteți loial acestui partid. Mulțumesc mult pentru toate aceste amănunte. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, cum va începe noul an școlar în orașul Rovinari. Așadar, doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ați urmărit un interviu cu domnul viceprimar Laurențiu Chivu. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumesc pentru atenție.